Casa lui Ilie's Vlogs s-a ars și cred că deja toți știți despre asta pentru că au arătat și la știri, mulți youtuberi vorbesc despre chestia aceasta, doar că noi astăzi nu o să vorbim despre casa lui Ilie's Vlogs și cum a ars și de ce a ars și despre bani donați și chestii din acesta, noi o să vorbim despre alt lucru. Pentru că de casă răspunde el, a luat foc din cauza că nu știe să exploateze o sobă ca lumea, de aia și a luat foc și de aia și acum cere donații și chestii din acesta, dar nu o să atingem de tema aceasta. Vreau să vorbesc despre altceva. O fetiță de 9 ani, ea având cancer, l-a contactat pe Ilie să o ajute. Avea nevoie doar de un share. Doar de un share avea nevoie ca să fie ajutată de alte persoane. Nu a cerut donații, nu a cerut bani de la Ilie, nu a cerut să-i dea casa sau să-i dea PlayStation-ul lui sau un iPhone 10. A cerut doar un singur share. Pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, nu contează unde, dar un singur share ca să poată părinții ei să o întrețină și să aibă grijă de dânsa. Dar nu, Ilie a refuzat-o. Și asta m-a durut pe mine ca YouTuber, ca persoană care îl urmăream pe Ilie și consumam conținutul lui bun, de căcat, dar mă uitam să văd ce creează și câteodată mă uitam chiar și cu plăcere. Dar asta deja m-a atins și pe mine. Nu pot spun că, bă, vai, eu sfânt sau chestii genul acesta, că dau share la toți și că îi ajut pe toți copiii. Nu, dar un singur share, frate, puteai să dai sau ajut pe fetița aceasta. Ea ți-a donat ție, ți-a dat un euro, a zis că, bă, poate chiar ai nevoie și o să vă las în descriere chiar link-ul de la acest post, de la această fetiță, să puteți vedea și voi povestea ei și poate chiar și să o ajutați, pentru că dacă Ilie nu tot o face, cred că o putem face noi asta. Și frate, Ilie, cred că era ușor să dai acolo un share și să spui, fraților, ajutați-o, care are nevoie. Singur ai zis în videoclipul tău că mai bine duceți-vă la copii cu cancer și donați. Să nu-ți doneze ție. Și tu, copilul cu cancer, nu l-ai ajutat-o. Și cum poți să te numești om cu suflet? Cum poți să spui că te temi de Dumnezeu? Cum poți să spui că te temi de Dumnezeu când tu nici măcar n-ajuți pe cei care chiar au nevoie? Da, părinții ei tot pot să muncească, exact cum poți munci și tu pentru casa aia, pentru că vrei să ajungi anul acesta la 1000 dolari pe zi, dar să nu vorbim despre bani, că-s banii tăi, viața ta, faci ce vrei, dai share cui vrei, dar frate, puteai face asta, nu era foarte greu. Puteai să-i schimbi destinul, poate mulți o ajutau și poate acum era deja sănătoasă. Dar nu, tu ai ales să o refuzi, tu ai ales să închizi ochii când nimeni nu ți-a scris nimica. Ia-ți tot un euro. Ai avut nevoie, ai nevoie pentru casă. Pentru 20 de, ai nevoie 20.000 de euro ca să-ți repari 90 de metri pătrați arși care nici nu măcar nu s-arși complet. Din cauza că tu nu știi să folosești o sobă. Din cauza că nu știi tu să folosești o sobă, mai cerșești 20.000. Ai spus că nu mai decât să donezi toți. Dar prin vorbele tale, prin ceea ce faci, reiese asta. Și ar putea spune orice YouTuber ce vrea despre tine. Dar să știi că ce spun ei chiar au dreptate. Să știi că te-ai schimbat și nu te-ai schimbat spre bine. Eu cam atât am avut, fraților, de spus. Nu-mi pasă de casa lui Ilie, nu-mi pasă ce se întâmplă cu el, nu-mi pasă de banii lui, nu-mi pasă de ce conținut deja face și eu încă s-a abonat la el. Dar cred că după clipul ăsta nu o să mai fiu. Și aici s-a dus și abonamentul meu. Dar fraților, aveți grijă cui dați banii, ajutați pe cineva care chiar are nevoie, pe un invalid care nu poate lucra și nu are familie, nu are cunoscuți. Ajutați pe un copil cu cancer care poate în viitor va fi un părinte și el și la fel va ajuta. Nu ajutați pe cei care au posibilitatea, care cer 20.000 de euro pentru, pe când au nevoie doar de 10.000 să-și repare casa. Care umblu cu iPhone 10, dar noi, unii dintre noi, încă mâncăm cartofi prăjite. Exact cum a zis un YouTuber. Poate unul dintre noi nu are lumină, dar îi donează lui pentru că i s-a făcut milă, pentru că a văzut că plânge. Dar noi preferăm să-i dăm banii lui decât să dăm banii cuiva care are nevoie. Eu asta am avut de spus, fraților. Sper că m-am făcut înțeles. O să vă las în descriere link-uri de care o să aveți nevoie. Iar eu m-am dus.